Vă întrebați cum arată iubirea? Are mâini pentru a-i ajuta pe ceilalți. Are picioare pentru a se agrăbi către cei săraci și nevoiași. Are ochi pentru a vedea mizeria și ananghia. Are urechi pentru a auzi suspinele și amărăciunile oamenilor. Așa arată iubirea. Dacă vrem o definiție scurtă și exactă, noi vom putea spune că virtutea este ordinea iubirii. Adevărata iubire constă în a ne atașa de adevăr pentru a trăi în dreptate. Să disprețuim deci toate lucrurile pieritoare din iubire față de oameni. Iubirea care ne face să dorim ca ei să trăiască în dreptate. Într-un cuvânt, primește această scurtă poruncă. Iubește și fă ce vrei. Dacă păstrezi tăcerea, să fie din iubire. Dacă strigi, să fie din iubire. Dacă îndrepți, îndreaptă din iubire. Dacă ierți, iartă din iubire. Rădăcina interioară să fie cea a iubirii. Din această rădăcină nu poate ieși decât bine. Nimeni nu trăiește fără a iubi. Dar în general, ce se iubește? Dumnezeu nu ne oprește de a iubi, dar e vorba de a alege obiectul iubirii noastre. Dar dacă putem alege, este pentru ca noi înșine am fost iubiți mai întâi. Noi iubim, dar de unde ne vine acest privilegiu? De acolo că ne-a iubit Dumnezeu primul. De acolo vine că deci omul poate iubi pe Dumnezeu. Căutați și nu veți găsi alt motiv decât acesta. El ne-a iubit mai întâi. Acela pe care îl iubim, care și-a dat nouă viața sa în același timp, ceea ce face ca noi să-l iubim. Două iubiri au făcut două cetăți. Iubirea de sine, dusă până la disprețul lui Dumnezeu, a produs cetatea pământească. Iubirea lui Dumnezeu, împinsă până la disprețul de sine, a produs cetatea cerească. Doamne, Tu cel care singur domnești, fără trufie, pentru că Tu singur ești Dumnezeu adevărat, Tu care nu ai stăpân, Tu te împotrivești celor mândri și numai celor smeriți le dai har și tuni împotriva dorințelor de înălțare ale veacului acesta și temeliilor munților, se cutremură. Și întrucât pentru unele îndatorirea ale societății umane este necesar să fii iubit și temut de oameni, de aceea dușmanul adevăratei noastre fericiri ne urmărește peste tot și aruncă în capcanele lui vorbe ca acestea. Bravo, bravo, dă-i înainte! Pentru ca noi, în timp ce culegem laudele cu lăcomie, să fim luați pe nepregătite și să ducem bucuria noastră departe de adevărul tău. S-o punem în rând cu viclenia oamenilor. Dacă sunt dragi sufletele, atunci ele să fie iubite întru Dumnezeu, fiindcă și ele sunt schimbătoare și doar întru El ajung să-și dobândească stabilitatea. Alminteri, ele s-ar putea duce fără întoarcere și ar putea să piară. Prin urmare, întru El să fie iubite, iar atunci când pleci din lumea aceasta, ia cu tine la El tot ceea ce poți și spune-le tuturor pe acesta să-L iubim. El este cel care le-a făurit și nu se va afla departe de noi, căci nu le-a întocmit și s-a retras, ci toate sunt dintr-o El și întru El. Iată unde se află, acolo unde se simte gustul adevărului, în adâncul inimii se află, iar inima s-a îndepărtat de El. O, voi, trădători ai cauzei cele bune, întorceți-vă inima voastră și lipiți-vă cu sufletul de Cel care v-a făcut. Stați acum împreună cu El și veți sta apoi de-a pururi. Odihniți-vă întru El și veți afla odihna, încotro va purta pașii spre cele abrupte, încotro vă îndreptați. Binele pe care voi îl iubiți numai de la El vine, însă acesta este bun și suav, doar atâta timp cât El se află în El. Dar pentru că este iubit cu intenții nedrepte, pe drept va fi amar ceea ce este iubit în mod nedrept, după ce a fost părăsit ceea ce este de la El. De unde vă vin vouă mereu și mereu căile cele grele și anevoioase? Liniștea nu se află acolo unde o căutați voi. Voi căutați viața fericită într-o împărăție a morții? Ea nu este acolo. Căci în ce fel ar putea să existe viața fericită acolo unde nici măcar viață nu este? Dar El, care este însăși viața noastră, a coborât aici într-o împărăție a morții și a luat asupra-și moartea noastră și a biruit-o cu bogăția vieții sale și a tunat strigând să ne întoarcem de aici, la El, în acel loc tainic din care El a purces la noi, venind pentru prima dată în însuși pântecele Fecioarei, acolo unde firea umană s-a unit cu El, pentru ca trupul cel muritor să nu mai fie mereu muritor. Și de aici, asemenea unui mire care iese din camera sa de nuntă,
s-a bucurat ca un atlet pentru cursa pe care trebuia să o străbată.